ameninat cu scindarea. Cioloi noul său partid, bomb cu ceas. Liderii din USR revesc din nou se, ideea cu stângul în dreptul. După lansarea formei unii lui Dacian Ciolo, micarea România împreună, USR-ii trec printr-o nouă criză internă care poate avea consecințe la viitoarele alegeri. În absența contestailor, micarea România împreună ar putea deveni partid înainte de vacana judectorească, adică înainte de luna iulie. Dacă vor exista contestaii, virgulă, atunci calendarul se mută până în luna septembrie. În prezent, în jur de 40.000 de oameni au fost anunțați ce s-au înscris ca susținători ai micerii România împreună. Peste 20.000 ar fi exprimat intenția de a se înscrie în partid după înfinare, virgulă, potrivit lui Drago Pâzlaru, fost ministru al muncii din guvernul tehnocratic, unul dintre iniciatorii de bază a acestui demers. În USR nu mai există teama de canibalizare. Din datele preliminare, mulți dintre cei care s-au înscris până acum ca susținători ai micerii conduse de Dacian Ciolo au între 30 și 45 de ani și fac parte din clasa de mijloc. Acela e bazin electoral pe care se mice atât PNL, cât și USR. Conștienți de acest risc, liderii noii miceri au promovat ideea, potrivit căreia vin să răspund pe turii, deloc subir de electorat nehotrât, pe care i l-ar dori atrasi activat în cât mai multe zone ale RI. Există riscul ca acest proiect să ducă la fermicarea opoziției. Ne-am gândit, sublinierea la asta, mi se pare ca o responsabilitate pe care nu am cum să nu o asum, ca din această platformă să se desprind un partid care nu va acționa împotriva celor care împrete sublinierea în valori, sublinierea principii comune. Vom fi deschis, sublinierea, colaborării cu cei cu care putem lucra, a spus Ciolo, subliniere, la momentul lansării noii miceri. Ce a provocat însă adevărat fierbiere în USR a fost invitația liderilor noii miceri, în primul rând pentru o alian la alegerile locale, ulterior, la parlamentarele din 2020. Pentru a preveni o fragmentare a voturilor între candidații dreptei, un culoare pe care PSD ar putea defi la nestigărit în aceste condiții. ADN-ul USR-ului este poate cel mai apropiat de ADN-ul nostru, cred că avem foarte multe lucruri în comun. Numai ce noi nu vedem o competiție, noi vedem o complementaritate. Dacă noi ne gândim la cei 40 care au ieșit la vot, ne uităm ce scorul pe care îl are partidul care guvernează este de 18 din totalitatea electoratului, avem două opțiuni: să ne batem pe cei 40 care au fost la vot pentru un procent, două în plus sau în minus, privim la un joc cu sumul. Dacă noi lume 3 USR-ul are 3% mai puin, sau PNL-ul. Noi nu asta propunem. Noi considerăm ce cei 60 dintre oamenii care stau acasă, bun, nu vor veni toi la vot. Dar dacă ne uităm când oamenii este totui la vot, de exemplu în turul 2 la prezideniale se ajunge la 70 la 75, pentru ce oamenii se mobilizează.
noi credem că marea majoritate din voturile pe care Mizmen 2020 vor fi mai degrab nu din zona USR, ci mai degrab din zona celor care nu votează, a susținut recent Dragoș Pâslaru, fost ministru al muncii din guvernul tehnocratic, unul dintre iniciatorii de bază a acestui demers, în cadrul unui interviu acordat celor de la Hot News. De cealaltă parte, DEI se lucrează de mai bine de un an la crearea unor noi structuri în teritoriu, USR nu se tea atât de bine pe cât s-ar fi sperat. Conducerea acestui partid a trecut printr-o serie de confruntări feremând interne, inclusiv provocate de ideea cooptării lui Dacian Ciolo în partid, care au culminat cu plecarea liderului fondator, Nicu Ordan, din cadrul acestei formațiuni politice. La nivelul percepției publice, prin acțiunile sale, USR pare a fi dezamăgit o parte din electoratul care l-a votat la ultimele alegeri parlamentare. Vorbim de un electorat extrem de sensibil, un electorat educat, care așteaptă programe, proiecte, nu de unul de tipul PSD, unul prezent pe mediile de socializare, care a dat măsura foriei importanței sale atunci când a ieșit în strad pentru a protesta față de măsurile actualei majorității politice. Conștient de riscul la care s-a expus, conducerea actuală a USR încearcă să joace cartea supraviețuirii pragmatice. Conștient ce sunt prea mulți peti în aceea ibal, liderul Dan Barna a dat primul semnul unei apropieri de formațiunea lui Dacian Ciolo. Cu cât avem mai mulți oameni buni în politic, cu atât avem mai multe subliniere anse să salvăm România de corupție, subliniere ISRC. În continuare cred că drumul lui Dacian Ciolo, subliniere, al lui Vlad Voiculescu, subliniere, al celorlalți colegi din RO100 este comun cu al USR, a susținut acesta, precizând că în perioada următoare USR, subliniere, noul partid vor găsi cele mai inspirate soluții de colaborare. Potrivit însă unor surse din conducerea acestui partid, soluția la care se gândește Barna se bazează pe scenariul unor liste comune USR, micarea România împreună, atât la locale, cât și la parlamentare. Susținerea unei astfel de idei a provocat reacția vehementă a nicuorilor, care vede în ea cea mai mare amenințare și un motiv de scindare dacă se va ajunge la ceva, susțin sursele citate. Actuala conducere este rezultatul unui compromis, al unei situații de status quo între Ciolo și Nicuorti. Orice stricare a acestui echilibru fragil prin introducerea lui Ciolo și a formațiunii sale ar putea arunca în aer totul. USR risc să se sparg dacă se va ajunge la impunerea listelor comune cu un alt partid, ne-au explicat sursele citate. Deocamdată, totul se află la stadiul de analiză. Barna căutând să atragă în snoia de pi pentru această idee, ca singura care poate asigura USR soluția de supraviețuire politică parlamentară după 2020.